Bun găsit, stimați telespectatori, sunt Liviu Dumitrașcu, gazda dumneavoastră. În această seară, cu bunăvoința dumneavoastră, vom avea 30 de întrebări în cadrul emisiunii Cercetați Scripturile. Sunt 5 concurenți care au avut amabilitatea și plăcerea să revină în studioul de filmare de la Speranța TV. Permiteți-mi, vă rog, înainte de a citi întrebările, despre care cred că aveți o curiozitate serioasă, să știți care sunt, din ce domenii și la câte puteți răspunde. Permiteți-mi, repet, să vă prezint pe cei 5 concurenți care au revenit la Speranța TV. Primul este Marinel. Bine ai venit, Marinel. Pentru telespectatorii care nu te-au urmărit în precedentele tale apariții, de unde ești, ce faci? Sunt din localitatea Ulmeni, județul Teleorman. Teleormanean? Teleormanean, da. Sigur. Teleormaneni nu sunt ca oltenii. Ce îi diferențiază de olteni? De olteni? Poate așa, granițele, știu eu care le... Faptul că dar suntem olteni. Mai aproape de... Dar olteni, olteni. Olteni? Da, olteni. Dar teleormanenii vorbesc cu perfectul simplu, fusei, da, făcui? Da, da, da. Da și da, ei? Și ei, tu, da. Da. Asta este greul nostru. Bine, Marinel, data trecută câte puncte ai obținut? 26. 26, nimica toată. Acum câte? Sper să ajung și în etapa următoare. Da? Cu ajutorul Domnului să ajung și în etapa următoare. Sigur. Să ne aducă sperăm... Domnul aminte ce am învățat. Da, și noi sperăm la fel și îți urăm succes. Mulțumesc. Lângă tine este Rahela. Bine revenit, Rahela. Mulțumesc. Din Prahova ești. Găgeni. De la Găgeni, județul Prahova. Da. Și hotărâtă pe răspunsuri bune astăzi. M-aș bucura să iau notă de trecere, dar dacă nu... Nu e un capăt de țară. Nu e un capăt de țară. Cum te primește familia când te întorci acasă așa învingătoare, calificată? A, deocamdată... Ei sunt obișnuiți. Este vreunul în familia ta care știe mai bine Biblia decât tine? Sau aproape ca mine, fiul meu cel mare, Mihai. Da? Și vă mai concurați așa? Vă mai adresați întrebări unul la altuia? El mie. Da. Rahela, succes în continuare. Mulțumesc. În demersul tău. Iulian, bine revenit. Tu ești de pe aproape, din câte locuiesc ești. Foarte aproape. Foarte aproape. Ar trebui să vii mai des. Mai des decât concurenții care se află la stânga ta și pe care îi voi prezenta în minutele următoare. Cum te-ai calificat data trecută? Cu câte rezultate, cu câte răspunsuri? 24, 25, nu mai 24, 25. De câte ori ai venit până acum? De trei ori. De trei ori? Asta e a patra oară. E a patra oară pentru tine. Familia ce zice? Te încurajează? La început nu m-a încurajat, acum mă încurajează. Da? Și crede că vei fi unul dintre finaliști? Nu știm. Sperăm. Succes și ție, Iulian. Mulțumesc. Marinela, bine ai revenit. Tu ai, cred că, cea mai lungă rută până când ajungi la noi. Ești de la Arad. Da, din județul Arad. Din județul Arad. Știu că ultima ta apariție a fost una foarte apreciată. Ai realizat 29 de puncte de răspunsuri exacte. Știai și cel de-al 30-lea răspuns? Da, numai că nu eram sigură pe el. Concentrarea ți-a făcut probleme. Astăzi tot așa decizi să ești, să realizezi un număr mare de răspunsuri corecte? Aș dori. Aș dori. Facă-se după dorință, nu-i așa, Ene? Da. Sigur. Și tu ai cale lungă până la noi, de la Cluj? Da, destul de lungă. Sunt câțiva kilometri, mai mult decât din voluntar de aici. Aproximativ 500 de kilometri. 500 de kilometri. Se merită să vii la Speranța TV de mai multe ori, să participi la concursul acesta? E și timp pierdut și cheltuială? Totuși, merita. Merită? Ce zice familia când te întorci acasă? Mă primește cu bucurie. Cu bucurie? Soția te gratulează cu un premiu, cu ceva, cu o mâncare, cu o prăjitură, cu ceva în mod special, fiindcă te-ai calificat? Mă mulțumesc dacă mi-adresează cuvinte de felicitare. Da? E destul. E destul. Cred că toți aveți parte de cuvinte de felicitare și de încurajare din partea apropiaților voștri și cred că și telespectatorii noștri, adică dumneavoastră, dacă v-ar ști, știu eu, adresele, numerele de telefoane, cu siguranță v-ar trimite aprecierile lor. Așa,
pentru ca să nu facem o indiscreție, să comunicăm aceste date, puteți să-i felicitați scriind pe contact@aronsperanța.tv.ro sau pe cercetascripturile@aronsperanța.tv.ro sau la adresa localitatea Voluntari, județul Ilfov, strada Erou Iancu Nicolae, 38-38A. Acestea sunt și adresele la care vă puteți înscrie pentru a participa la ediția concursului nostru anii 2012-2013, mai ales pe aceia care sunteți foarte prolifici în a ne trimite întrebări. Vă așteptăm aici, la unul dintre cele 5 pupitre. Lucrul acesta fiind făcut, adică prezentarea fiind încheiată, urmează o scurtă pauză, după care revenim cu primul set de 10 întrebări aferent acestei prime părți a concursului nostru. Am revenit și suntem în măsură să citim acum primele 5 întrebări. Primul capitol la care vom face trimitere are ca titlu Metale sau materiale feroase și neferoase. Probabil că ați făcut și chimie cu tabelul lui Mendeleev, nu? Mă gândeam eu că da. Prima întrebare din această seară. Ce cuvânt lipsește din acest pasaj, din Isaia 54, cu 10 și 11? Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Nenorocit-o, bătut-o de furtună și nemângâiat-o, iată, îți voi împodobi pietrele scumpe cu și îți voi da temelii de safir. A, cu aur, B, cu argint, C, cu antimoniu. Îți voi împodobi pietrele scumpe cu... antimoniu. Antimoniu. Da, eu așa rețin. Cu aur. Aur. Cu aur. Da, nu știu. Iulian? Aur. Cu aur. Marinela? Antimoniu. Și Enă? Tot antimoniu. Da. Cine are dreptate? Să discutăm cu cei care sunt în minoritate în răspunsul pe care l-au oferit, Rahela și Iulian. Noi, de obicei, cunoaștem foarte bine versetul 10 din Isaia 54, o făgăduință extraordinară. Dar versetul 11, de obicei, îl citim mai rar sau deloc. Ce scrie acolo? Îți voi împodobi pietrele scumpe cu... Probabil e ca ei, pentru că eu am scris, că am scris, că nu știu. Așa la... nimereală. Deci, Iulian, tu cum știi că Rachela nu poate nimeri din nimereală? Nu mi-amintesc de antimoni. Cred că este singurul loc în Scriptură unde se amintește de antimoniu. Din câte știu, cred că ăsta este singurul loc. Și tu, Ionu, crezi la fel? Da. Nu mai scrie nicăieri de antimoniu și că ar scrie aici, la versetul 11 din Isaia 54? Nu știu dacă sunt și alte locuri în Biblie în care amintește acest cuvânt. Marina, la ajută-i tu pe acești doi domni. Și eu am citit. Ai citit? De antimoniu. Da? Și probabil aici. Rahela și Iulian, rămâne să felicităm. Rămâne să pentru că Marinela și Enă au răspuns corect. A doua întrebare din concurs. Din ce material era confecționat coiful lui Goliat din Gat? A, din aramă, B, din argint, C, din aur.
Marinel, ce variantă ai ales? Aramă. Din aramă. Și tu, Rahela? Tot aramă, crezi. Și Iulian? Din aramă. Marinela? Din argint. Era coiful lui Golia din Gat. Și tu, Ienă, crezi că tot din aramă era? Da. Este cineva sigur pe răspunsul lui, fie că este aramă, fie că este argint? Cred că am citit de curând în 1 Samuel, capitolul 17. De tureci, de aramă, dar nu știu de coif. Aha, iată ce era Rahela. Erau turecile de aramă. Ce sunt turecile? Probabil la picioare. Mm-hmm. Și platoșa din ce-o fi fost? Oh, nu știu. Marinela, ne ajuți? Coiful era de argint și restul? Din aramă. Din aramă, nu? Era și aramă și argint. Da, domnilor, pentru că Marinela a răspuns... Corect. Spune mai tare, Rahela. Corect. Greșit? Greșit. Oh. Era din aramă, Marinela. Marinel, Rahela, Iulian și Ienă au răspuns corect. Coiful lui Goliat din Gat, mi se spune în 1 Samuel, era din aramă, stimați telespectatori. O fi fost el mare și tare și avea așa o apariție înfricoșătoare. Și... În general, coifurile se făceau din aramă, afară de cele care le-a făcut Solomon, pe unde știm în Biblie și de aramă. Și cu scuturile, nu? Cu scuturile, da. Bine, Marine. Să vedem cum te descurci la întrebarea a treia. Să vedem. În a doua carte a Cronicilor, capitolul 18 cu versetul 10, citim. Zedechia fiului Chenaana își făcuse niște coarne de... dintr-un material și a zis, așa vorbește Domnul, cu aceste coarne vei bate pe sirieni până îi vei nimici. Din ce material erau coarnele lui Zedechia? A. Argint. B. Fier. C. Aramă. Din ce material? Din fier. Din fier. Rahela? Fier. Tot din fier? Și tu, Iulian, din crezi fier. Că tot fierul era folosit pentru coarnele lui Zedechia, fiul lui Chenaana. Și Marinela la fel? Da. Și Ienă? Da. Sigur sunteți? Da. 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 Și eu la fel. Felicitări. Răspunsul vostru este... corect. Acum, vă dați seama cum a apărut omul acesta în fața lui împăratului, cu coarnele pe cap, se plimba pe acolo, făcea, nu? Demonstrații, să arate el cum, ca să se creadă că e profet adevărat. Era după inima împăratului profeția aceasta, nu? Că o să-i bată pe Sirie. Nu după inima lui Dumnezeu. E... dar câte nu se fac astăzi, e, nu? După inima omului și nu după inima lui Dumnezeu. În majoritatea cazurilor. A patra întrebare, stimați telespectatori, știu că sunteți pregătiți și contabilizați orice mișcare. Din ce material era farfuria în care a fost adus capul lui Ioan Botezătorul, fiicei Irodiadei? A. Din argint. B. Din aur. C. Nu scrie. Marinel, ce variantă ai ales? Nu-mi amintesc să scrie. Într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Uh-huh. Rahela? Cred că era de aur, dar nu-mi aduc aminte că scrie. Problemă cu memoria. Iulian? Nu-mi amintesc. Nici tu. Deci, Marinela? Nu scrie sau de argint. Cum? Nu scrie sau de argint, dar tu ai ales varianta că nu scrie. Nu știu. Ai pendulat un pic. Ena? Nu scrie. Nu scrie. Nu că nu ți-amintești că nu scrie. Nu scrie. Nu scrie. Nu scrie. E foarte bine, nu? Că ați ales această variantă de răspuns pentru că aceasta este varianta corectă. Varianta C. Scrie.
din ce material era confecționată farfuria în care capul lui Ioan Botezător a fost adus. A cincea întrebare privitoare la materiale feroase, neferoase și alt fel de materiale. În Apocalipsa, capitolul 21 cu versetul 15, citim despre un înger care avea o trestie cu care măsura cetatea sfântă, noul Ierusalim, porțile acesteia și zidul. Din ce material era trestia? A. Din aur, B. Din argint, C. Nu scrie din ce material. Marinela, ares varianta? Din aur. O din trestie aur. De aur. Trestie de aur. Rahela, din ce material era? Nu mi-aduc aminte. Din argint. Și Iulian crede că tot argint era. Nu Marinela crede că era din aur. Siena crede că nu scrie. Din ce material era trestia? E, de la o unanimitate câștigătoare, iată-vă la o diversitate totală, pentru că sunt toate variantele de răspuns în răspunsurile voastre. Să luăm pe cel aflat în minoritate, nu? Pe Enă. Nu scrie? Dacă este trestie, nu poate fi alt material decât trestie. Decât trestie, de stuf, nu? Da. Sigur că da. Și eu mă gândeam. Numai că în Apocalipsa 21 nu scrie că era din trestie. Scrie că era o trestie dintr-un material. Ceea ce presupune că răspunsul tău nu e corect. Admit. Așa. Ce variantă ai fi ales dacă n-ai fi ales varianta C? Știu eu. Aur. Aur? Aur? La o, așa e o posibil. Cetate, nu? Da. Da, argintul e de lepădat? Bine, în comparație cu aurul este mai inferior. Sigur că da. Ca pe timpul lui Solomon. Argintul n-avea valoare, nu? Rahela și Iulian, din ce era trestia? Am ales între aur și argint. Da. Și ai ales argintul. Da. Marina. Din aur. Dacă cetatea era de aur și unitatea de măsură, tot din aur. Și tu, Marinela, crezi la fel? Da. Ești sigură, sigură? Da, am citit-o. Sau aur sau argint. Sau aur sau argint. Și aur, cu Marinel? Aur, aur. Sigur este de aur. Asta este. Pentru că Rahela și Iulian au răspuns? Asta este. Corect. Greșit. Era din aur. Marinel și Marinela, stimați telespectatori, iată că au ales varianta corectă. Tare curios aș fi să știu ce variantă ați ales dumneavoastră. Dar asta altă dată sau niciodată. Următorul set de 5 întrebări, nici nu m-aș mai obosi să vă spun din ce capitol sunt. De unde ar putea fi? De la telespectator. Așa e, Marinel. Câtă dreptate poți să ai? Avem prima întrebare din setul acesta de 5 întrebări, adică întrebarea 6-a, de la un prolific trimițător de întrebări la Speranța TV, pe care îl așteptăm, după cum am spus în introducerea acestei emisiuni, aici, la unul dintre pupitrele acestea, Gabriel Bănici, ceauașul de câmpie Mureș. Părerea mea, domnule Gabriel, cred că citiți Sfânta Scriptură la rând și cum găsiți ceva cum, că văd că au o cronologie întrebările venite de la dumneavoastră. Cum s-a numit preotul care a trecut de partea lui Absalom în răscoala acestuia împotriva tatălui său? A. Tzadok, B. Abiatar, C. Niciunul dintre cei doi. Marinel, cum s-a numit? Niciunul dintre cei doi. Niciunul dintre cei doi. Rahela, cum s-a numit? Niciunul. Nici Tzadok, nici Abiata. Tzadok de la care vin... Erau de partea lui David. Tzadukei. Iulian? Niciunul. Niciunul. Marinela?
scris Abiatar. Abiatar. Și el a scris tot Abiatar. Da. Abiatar a luat partea lui Adonia. Nu a luat Absalom. Erau cei doi fii ai celor doi preoți, Ionatan și celălalt în scapă, de care erau, țineau legătură cu... Stai un pic că Ienu are o revelație. Ia zi-ne. Am aprobat ce a spus. Ai aprobat ce a spus Marinela? Da. Marinela, tu? Știam că Solomon a scos din slujba pe Abiatar, dar nu e motivul acesta. Dar de ce? De la... Pentru Adonia. Adonia. Asta înseamnă că Marinel, Rahela și Ilian... Răspuns corect. Corect. Domnul Bănici, întrebări mai ușoare, că produceți victime în studio. A șaptea întrebare. Nelu Chiș de la Arad, Marinela, din fieful tău. De unde locuiești tu? Conform cu Levitic 11:22, carnea lăcustei hargol putea fi consumată? A. Da. B. Nu. C. Nu este menționată această variantă de lăcustă. Marinel. Da. Lăcusta hargol, da, face parte din lăcustele despre care se spune că pot fi mâncate. Pot fi mâncate cap-coadă. Rahela? Da. Da? Ai mâncat lăcustă vreodată? Nu știu cum arată, în afară de ale noastre. Iulian, și da. Tu zici că această carne se poate consuma. Ești de acord că da? Eu așa. Lăcusta hargol. Așa scrie, dar nu știm ce e aia. Marinela? Da. Da, se poate consuma carne de lăcustă hargol. Dacă ai merge la un restaurant și zici, vreau și eu... O friptură, ce se poate face? Tocăniță de lăcustă. Mâncăm salată. Ienu, dumirește-ne tu. Tu spui că da, se poate consuma. Ai mâncat vreodată carne de lăcustă? Sunt vegetarian. Dintotdeauna? De mult timp. De multă vreme. Dar înainte să fii, ai mâncat? Nu. Sorine, ai mâncat carne de lăcustă? Luminița? În regie a mâncat cineva carne de lăcustă? Nu, nici eu. Varianta voastră este corectă. Lăcusta solam, nu? Hargol? O mai fi vreo rasă? Vreo specie? Sunt menționate câteva acolo. Da. Mulțumim frumos, domnule Nelu Chiș, din Arad. A opta întrebare. Dumitru Nicolae Radovanu Călăraș. Conform cu Levitic 7:7 și 14:13, la jertfa pentru vină și la jertfa de ispășire, ce se întâmpla cu trupul animalului jertfit? A. Era ars pe altar. B. Era ars afară din tabără. C. Era al preotului, rămânea al lui. Marinel? Da, era ars pe altar. Era ars pe altar. Rahela? Ars pe altar. Iulian? M-am ales și eu. Era al preotului. Rămânea al preotului. Și Marinela? M-am ales asta, dar nu este așa. Dar nu este așa? Asta este. Enu, tu crezi că era ars afară din tabără? Da. Argumentează-ți răspunsul. Deci, a fost ars pe altar numai... o parte din trupul, adică grăsimea. Așa. Și restul ars în afara taberei. Jertfa pentru vină și jertfa de ispășire. Da. Așa se întâmpla. Așa am înțeles. Nu. Nu se întâmpla așa. Se întâmpla altfel. Să vedem cum se întâmpla. Orice a răspuns, Iulian, ce răspuns ai dat tu? Ce? Varianta C, ca și Marinela. Marinel și Rahela au dat varianta A. E, care dintre cele două este corectă?
Oricum nu era tot al preotului, chiar dacă era, era numai spata. Și numai... Telespectatorul nostru, care este foarte documentat din Radovanu, acolo se citește Biblia dimineața la prânz și seara, a dat și referințele biblice. Levitic 7 cu 7 și 14 cu 13, unde se spune explicit ce se întâmpla cu animalul de la jertfa pentru vină și jertfa de ispășire. Deci erau arse pe altar. Se făcea ispășire cu altare. Bun. E, vezi, Marinela? E, am văzut o doză de nesiguranță la tine. Așa. Pentru că Marinel și Rahel au răspuns... Corect. Greșit. Rămâne al preotului. Așa scrie. Dacă așa scrie, așa se întâmpla. Iulian și Marinela au răspuns corect. Mulțumim frumos, domnule Nicolae Dumitru din Radovanu. Mai avem două întrebări și luăm pauză ca să ne revenim. Ioan Pocol, Comuna Lozna, sat Preluci, județul Sălaj. Conform cu judecători, capitolul 1, după moartea lui Iosua, semințiile lui Iuda și Simeon s-au suit și au bătut pe canaaniți, l-au prins pe împăratul Adoni Bezec, i-au tăiat degetele, l-au adus la Ierusalim unde a și murit. Care degete i-au fost tăiate? A. Degetele mari de la mâini și de la picioare. B. Doar degetele mari de la mâini. C. Doar degetele mari de la picioare. Marinel, degetele mari de la mâini și de la picioare. Și de la mâini și de la picioare. Și tu, Rahel, ai ales aceeași variantă de răspuns. Așa făcea și el. Așa făcea și el? Iulian. Degetele mari de la mâini și de la picioare. Și de la mâini și de la picioare. Și tu, Marinel, ai ales aceeași variantă și Enio a scris un A mare cât toată foaia. Aceasta este varianta corectă. I-au fost tăiate degetele mari de la mâini și de la picioare. De ce? Zice, 70 de împărați cu, mâine, cu degetele tăiate la mâini și la picioare strângeau lemne înaintea mea. Și acum mă pedepsește Dumnezeu pentru ce. Lemne strângeau? Fărâmituri. 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 Fărâmituri care cădeau de la masă. Acum, sincer, când am văzut întrebarea domnului Ioan Pocol, pentru care îi mulțumim cu toții, nu, ați răspuns corect, până la urmă, puteți mulțumi, nu? Mi-am flexat degetul acesta mare și am încercat să mă gândesc cum mâncau săracii amărâți 70 de împărați pe care probabil că îi cucerise, îi bătuse, îi legase și îi adusese la el și cum să mănânci fără degetul mare. Foarte greu. Mai ales când picau numai firimituri. Da, păi o bucată mare o am mai pus, cum am, dar să iei firimituri cu... Foarte greu. Cu ce măsură măsură, ți se măsoară. Da, iată că... Ce s-a întâmplat și lui Haman și altora. I s-a întâmplat și acestui Adoni Bezec. Ultima întrebare, stimați telespectatori, din prima parte a acestei emisiuni, vine de la Savir Nistor din Sânț. Sau Șanț. Șanț, cred că este. Bistrița Năsăud. Cred că data trecută am zis că din Sânt. Mai greșim. Conform cu Doi Împărați, capitolul 17, cum s-a numit ultimul împărat al regatului de nord, adică Israel? A. Ezechia, B. Osea, C. Zedechia. Marinel, timpul a expirat. Ultimul a fost Osea. 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 Rahela, și tu crezi la fel. Și Iulian, la fel ca voi, și Marinela, întocmai, și Enă, identic. Identic, pentru că răspunsul este foarte, foarte corect. Exact. Așa s-a numit ultimul împărat al Israelului, regatul de nord, după care... Bineînțeles că n-a mai fost altul.
Stimați telespectatori, deja timpul afectat primei părți a concursului nostru a expirat. Suntem nerăbdători să luăm pauză, dar și mai nerăbdători să aflăm care sunt întrebările pentru cea de-a doua parte a concursului nostru. Dar și mai nerăbdători vom afla după pauză câte răspunsuri exacte a acumulat fiecare dintre cei 5 concurenți prezenți în seara aceasta la Speranța TV. Nu plecați, revenim repede, repejor. Am revenit din pauză și așa cum vă amenințam la sfârșitul primei părți a concursului nostru, la momentul acesta, după ce vă voi prezenta pe cei 5 concurenți și fac acest lucru pentru aceia dintre dumneavoastră care au ajuns acasă mai târziu și avem pe Marinel, bine ai revenit, Rahela de asemenea, Iulian, întocmai Marinela de departe și Ienă, tot de departe de la Cluj. Spuneam, suntem în măsură să auzim din partea colegilor noștri aflați în regie câte puncte a acumulat fiecare dintre cei 5 concurenți prezenți aici. Marinel are 9 puncte. Rahela are 7 puncte. Iulian are 8 puncte. Marinela are 8 puncte. Iar Ienu are 7 puncte. Mulțumim regiei pentru informația pe care ne-a comunicat-o. Iar acum suntem pregătiți să aflăm răspunsurile corecte la următoarele 5 întrebări. Domeniul din care fac parte aceste întrebări este animale, păsări, vietăți și altele însuflețite. A 11-a întrebare, simplă, cu două variante de răspuns. Este vreodată scris în Sfânta Scriptură despre melc? A. Da. B. Nu. Marinel, scrie în Biblie de melc? Da. Melc și roată melcată, nu? Melc scrie. Melc scrie? Scrie. Și tu, Rahel, ai găsit pe undeva? Da. Scrie chiar și în Levitic sau Deuteronom. Să nu mâncat exact. Melcul, cameleonul. Și cameleonul, da. Și tu, Iulian, ai găsit da. Cu melcul? Marinela? Da. Da? Și Ienă? Tot acolo. Tot acolo. Dacă ați găsit, înseamnă că scrie. Felicitările noastre, ați dat un răspuns corect. Zona unde locuiesc e un magazinus din acesta de cartier și numele firmei respective este Melcul SRL. Și am întrebat pe proprietar de ce a dat numele acesta și a spus, știți, nu vrem să facem avere, vrem numai să trăim de pe urma acestui magazin. Într-adevăr, au prețurile cele mai mici, cred că, din zonă. Cred că au un adaos comercial foarte mic. E o firmă de familie și camelcul, dar continuu. A 12-a întrebare. Citat. Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puiilor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de țâță se va juca la gura bortei năpârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina basilicului. Unde se găsește acest pasaj? A. Isaia 11, B. Isaia 65, C. Apocalipsa 21 și 22. Marinel, unde scrie? În Isaia 65. Și cel care va muri la 100 de ani, nu? Da. Vezi zidi case și le vezi locuiți, nu vezi case ca altul să le locuiască în ele, Rahela? Isaia 65. Nu știu exact dacă 11 sau 65, dar am ales. Da, ales 65. Iulian? Isaia 65. 65. Marinela? Isaia 65.
65. Enă? Enă, tu ai dat un la răspuns. Isaia 11. Se poate. De ce crezi că stă acolo? Așa scrie acolo. Așa scrie la Isaia 11. Așa ai citit tu? Da. Adică ei au greșit? Nu am zis că au greșit. Nu, așa ei au ales o variantă greșită de răspuns? Sigur ai citit în Isaia 11 despre pasajul acesta? Așa am citit. Pentru că e citat, cu borta năpârcii, cu da, vizuina bazilicului. Marinela, deja dai înapoi, ai zis că s-ar putea. Iulian, tu ce zici? Rămâi la Isaia 65. Nu vor avea copii ca să-i vadă murind? Vor să divii. Vor să divii și le vor mânca rodul, nu vor să divii ca și vor zidicase ca altul să locuiască în ele. Marinel, ia zi. Cred că în 65. Crezi că în 65? E și în 11, dar nu în 65. Vezi? Pentru că Marinel, Rahela, Iulian și Marinel... Marinel și Marinela, Iulian și Rahela au răspuns... Spune tu. Eu nu spun. Nu spui. Spuneți voi, că... Marinel. Eu nu sunt sigură. Nu ești sigur pe răspunsul? Spune odată. Eu cred că am scris bine, dar s-ar putea să fie greșit. Eu cred că n-ați scris niciunul bine dintre cei pe care v-am citat. Și Enu a scris putea, bine. Da. Da. Felicitări. Felicitări. Enu e foarte primitor cu felicitările voastre. Mulțumesc. E flămând după ele. Isaia 11 cuprinde pasajul acesta. A 13-a întrebare. O femeie sirofeniciană, grecoaică, a venit la Domnul și i-a cerut să vindece pe cineva. În dialogul care a avut loc, femeia spune că și căței de sub masă mănâncă din firimiturile copiilor. Pe cine, spune Biblia, i-a cerut femeia să vindece? A. Pe băiatul ei? B. Pe fetița ei? C. Nu este specificat sexul copilului ei. Marinel, ce copil avea femeia? Pe fetița ei. Fetița ei. Da. Și tu, Rahela? Da. Tot pe fetița ei crezi că sigur este. Dorea să o vindece Domnul. Și Iulian crede la fel. Și Marinela da, la fel. Și Enă la fel. Da. La fel de bine. V-ați revenit. Mă bucur. A 14-a întrebare. Mai e vreunul dintre voi așa tensionat, emoționat, transpirat, tremurat, cu tensiunea peste normal? Nu. Da? Ene, probleme? Ceva? Nu. Marinela? Nu. Te văd un pic crispată din cauza asta, te întreb. Iulian? Nu, nu mai. Nu. Rahela? Oh. Și-o fi, o fi, nu? Marinela? Nu are nicio treabă. El zâmbește și e fericit că poate răspunde. A 14-a întrebare, spuneam, în Ezechiel 29 și Ezechiel 32, faraon, împăratul Egiptului, este asemănat cu un animal. Cu care animal? A. Leu de mare. B. Crocodil. C. Elefant. Crocodil, Marinel? Da. Da. Și tu, Rahela, crezi că tot crocodilul sigur este? Da, sigur. Iulian? Sigur. Și Marinela? Da. Sigur, și Enă? Da. Sigur, 100%. Da. Dar de ce o fi fost asemănat cu un crocodil? Pentru că răspunsul vostru este corect. În Nil sunt mulți crocodili. În Nil era crocodili. Da? Și Nil este râul Egiptului. Ah, uite ce logică simplă și corectă și generatoare de răspunsuri bune. Dar
în Biblie scrie despre lucrul ăsta. Așa scrie. Bravo vouă! A 15-a întrebare. Știți ce urmează după a 15-a întrebare? Un răspuns din regie va urma. Samson moare odată cu domnitorii filistenilor, aproape 3.000 de bărbați și femei, în casa Dumnezeului lor. Ce element al creației era reprezentat ca Dumnezeu pentru filisteni? A. Boul. B. Peștele. C. Soarele. Marinel? B. Varianta B. Da. Peștele. Dagon, Dumnezeul peștelui, da. Rahela și tu crezi la fel? Da. Și Iulian crede la fel? Peștele. Și Marinela la fel? Și Eno crede că soarele. Iată că Eno iar e... A avut forma peștelui, așa, dar a reprezentat soarele. Da. Ce reprezenta? A reprezentat soarele. Deci, filistenii au fost închinători la soare. De acord cu tine. Dar ce reprezenta Dumnezeul lor? Ce reprezenta? Peștele. Pește. Dagon, zeul? Pește. Pește și om. Pește, e, nu? Pește. Pește. A mai fost și întâmplarea cu chivotul. Chivotul. Când a căzut. Asta înseamnă că Marinel, Rahela, Iulian și Marinela au răspuns corect. Dagon, zeul pește. Să auzim din regie punctajul. Marinel are 13 puncte. Rahela are 11 puncte. Iulian are 12 puncte. Marinela are 12 puncte. Iar Iena are 11 puncte. Da, din ce în ce mai greu parcă este la concursul acesta. Da. Acum, dintr-un punct de vedere, vă dați seama că mie mi-ar plăcea să veniți de multe ori, pentru că faceți parte din galeria celor mai buni concurenți care au trecut prin studioul acesta. Pe de altă parte, întrebările e necesar să fie din ce în ce mai grele și mai în detaliu alcătuite și privitoare la multe elemente aparent nesemnificative, pentru că dacă aș întreba câți fii a avut Iacov, aceasta este poate pentru o etapă pentru copii de clasa întâia. Așa și telespectatorii noștri trimit întrebări din ce în ce mai dificile. Am mai întrebat în etapele anterioare și concurenții cred că întrebările de la telespectatori sunt mai grele decât cele din redacția Speranța TV. Acum, Marinel, dacă tu ai câștigat concursul acesta, care premiu îți surâde cel mai tare? Vreau să vă spun că nu pentru premiu am venit. E, asta ne-am spus. Dacă ar fi să alegi așa, care ți se pare care cel mai plăcut? Care fi planul domnului? Care fi bucuria mea să particip la asta, e mai mare decât orice, ca și alți oameni să cerceteze cuvântul lui Dumnezeu. Să găsească care și bucuria fi... care... Al tău să fie. Domnul, asta unu e... să fie. Da, domnul, va da. E regulă. Rahela, tu... N-are importanță. N-are importanță? Important e că am venit aici de atâtea ori. Iulian? Dacă ți s-ar da să alegi, adică aceste cărți frumoase de la Editura Viață și Sănătate, de la... Acolo lucrez, așa că... Deci cu cărțile nu prea interesant pentru tine. Nu te-am lovit. Casa de pensii a Bisericii Adventiste pune la dispoziție un sejur de 7 zile la Sovata sau la Eforie Sud. Ce ai alege? Sovata. Iată. N-am fost niciodată și... Nici eu n-am fost, dar pe mine nu mă premiază nimeni. Da, știți că, Marinela, la Herghelia, Casa de Sănătate de la Herghelia, Centrul de Sănătate, ai fost? Am trecut pe acolo. Ai trecut pe acolo, eu nici pe acolo n-am trecut. Dar nici pe la Casa de Sănătate de la Podiș, Centrul de Sănătate de la Podiș, n-am trecut. Iar pastorul Costel Iosub, care administrează centrul acesta, ne-a comunicat că oferă ca premiu un sejur de 11 zile la Podiș. Cazare, masă
și tratamente, analize, ce proceduri fac domniile lor acolo. De departe mi se pare cel mai interesant premiu, alături de anul de studii la Cernica. Anul de studii la Cernica, gratis, taxe în valoare de 500 de euro, nu sunt de lepădat. Este vreunul dintre voi, dacă ar câștiga, ar face școala? Primul an, că după aceea trebuie plătite taxe. Încă 2 sau 3. Nu? Nu. Da? Nu? Enea, ce zici? Eu am urmat, și nu e un secret pentru nimeni, cursurile de acolo. Aveam un coleg de 75 de ani. Era foarte fericit să studieze. Da, cred că mintea voastră e la întrebările care vin acum de la telespectatori. 5 la număr, bine alese, bine formulate, la care o să răspundeți? Corect. A 16-a întrebare vine de la Veronica O. din Hinsdale, Illinois, Statele Unite. Ne-a scris de acolo, ne-a venit un plic frumos, împachetat, chiar vreau să aflu cine ne scrie nouă din Statele Unite. Doamna Veronica, vă mulțumim pentru întrebări. În seara aceasta o citim pe prima. Când Domnul, după înviere, s-a arătat ucenicilor în Galileea, care a fost reacția lor? A. Toți s-au închinat și au crezut. B. Toți au crezut. C. Toți s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Marinel, cum a fost? Toți s-au închinat și au crezut. Toți s-au închinat și au crezut. Rahela. Nu știu unde scrie că unii s-au îndoit. În unii Galileea sau în altă parte. Tu, Iulian? Ei s-au închinat, dar au fost unii care s-au îndoit. S-au îndoit. Și tu, Marinela? Da. Crezi că unii s-au îndoit? Așa. Și eu nu cred la fel. În Matei 28. Marinel, ne dă și referința biblică. Ce face? E posibil să aibă dreptate. Tu te îndoiești că ai dreptate? Ai început să depinde te acum de, depinde acum de locul în care s-a întâlnit de mai multe ori cu ei. Dar nu de fiecare dată ei s-au îndoit? Nu. A fost odată când s-a îndoit Toma, dar el nu a fost de față. Că i-a auzit pe ceilalți care îl văzuseră. Nu, da, doamna Veronica chiar citează. S-a arătat ucenicilor în Galileea, deci s-a arătat Galileea. Deci la toți. Asta dacă s-a arătat la toți, toți s-au închinat. A fost... S-au închinat, da. Deci dacă a fost la toți, toți s-au închinat când s-a arătat la toți. S-a închinat. S-au închinat. Da. Dar unii... Și-au crezut. Dar unii nu s-au îndoi. Când a fost de față, au crezut, nu s-au mai putut îndoi. Nu s-au mai putut îndoi. Iată ce spun. Marinel. Când a fost de față. Asta înseamnă că Marinel este singurul care a răspuns. Zâmbești, Marinela, da? Corect. Care a răspuns mai tare, mai tare. Ca să... Corect. Greșit. Greșit. Toți s-au închinat, dar unii s-au îndoit, Marinel. Rahela, Iulian, Marinela și Ienu au răspuns corect, doamna Veronica, din Statele Unite. Viorel Bâtcă, din Câmpuri, Vrancea, ne trimite a 17-a întrebare din concurs. Care era numele soției lui Saul, împăratul? A. Maaca, B. Ahinoam, C. Țeruia. Ce răspuns ai ales? Ahinoam. Ahinoam. Da. Rahela? Da. La fel. Iulian? Tot pe varianta Ahinoam ai mers. Și Marinela? Da. Ienu crede că o chema Maaca. Ahinoam din Israel a fost soția lui David. Mm-hmm. Da. Acum și Țeruia a fost mama lui Ioab. A, deci nu era sora din seminția David. Lui Beniamin din care era Saul, nu? Ce ziceți despre lucrul acesta? Este. Maaca ce spui tu, Rahela?
Totuși Ahinoam este. Totuși Ahinoam, dar nu din Israel? A fost altă Ioana, nu? Nu, e numai una Ioana, Ahinoam. Iată ce spune Rahela, că totuși Ahinoam ar fi. Marinela, tu ce spui? Așa știu că o chema Ahinoam și a avut... Trei băieți? Rab. Nu. Nu? A avut și trei băieți. A avut și trei băieți? Și fete. Da. Și fete? Și fete? Mm-hmm. Marinela, tu ce părere? Eno spune că o chema Maaca. Este Maaca, nu era Roboam. Știu că și David a avut o femeie care a chemat-o Ahinoam. Din Israel. Da, voi știți că eu ne-am mai dat odată un răspuns corect și voi toți... Nimic, avem gura plină de felicitări. Da? Păi pentru că Marinela, Achela, Iulian și Marinela au răspuns? Și Iulian acum. Corect. Cum? Nu mi-amintesc de Maca și Teruia. Păi nici eu nu mi-amintesc. Voi ați răspuns bine. Ahinoam. No. Se numea... Soția împăratului Saul, Ena. Acum se întorc felicitările tale pentru toți patru. Mele. Sigur. A 18-a întrebare vine de la Ionela Cristea din Tătărăi, județul Prahova. O, cam știți toți pe Ionela. Da, o știu. Sigur că da. Profetul Ieremia a fost aruncat într-o groapă din cauza profeției pe care o făcuse. Câți oameni i-a dat împăratul Zedechia lui Ebed-Melec, etiopianul, ca să scoată de acolo pe profet? A spus, ia câțiva oameni acolo, câți? A, 10 oameni, B, 20 de oameni, C, 30 de oameni. Câți oameni i-a dat? Ia de aici 30 de oameni și du-te de scoate pe chiar zilele acestea am citit, deci e sigur. Cum vă nimeriți voi de citiți tocmai zilele astea? Chiar azi am citit pasajul acesta, mai aud deci, așa în concurs. Deci nu greșesc aici. Nu greșești. Rahela, tu ai citit și tu no, alaltă? Nu, nu știu. N-ai citit? Nu știu. Trei berbecei. A, e... Se bat în trei. A, ai, da. Iulian, tu tot cu nimereala? Nu. Nu, de 10 și de 20 nu mi-amintesc, dar... Era o variantă, spune, nu scrie câți, nu? Era o variantă. Rahela? Marinela? 10 oameni. Păi, de câți oameni e nevoie să scoți un om dintr-o groapă? Nu. Asta e varianta, nu știu, pentru mine. A, e varianta, 10 oameni, nu știu. E, nu? 30. 30 de oameni. Da. Care a fost procedura? Se ducă să-l scoate pe... Bun, că era groapa fără apă. Era fără apă, era noroi. S-a dus și a luat niște trențe, așa, și a, cu niște funii. El le-a coborât și a spus să-l pună sub subțiori, pentru că el era cufundat în noroi. Și apoi l-au tras. De câți oameni era nevoie să tragi un om din groapa? Așa i-a spus, 30, și așa a făcut Ebed-Melec. Oh, ce hotărât ești. Asta înseamnă că Marinela a greșit? Da. Așa am citit, așa scrie. Tu nu te pronunți în dreptul altuia. Marinela, Rahela, Iulian și Ene au răspuns corect. 30 de oameni. Ionela Cristea. A pus o întrebare dificilă, Ionela. Un alt domn care trimite întrebări foarte multe este un domn de peste 70 de ani, 76 de ani. Are un scris foarte îngrijit. De obicei, plicul în care trimite prin poștă, conține multe foi. Prima dată a trimis peste 100 de întrebări și acum a mai trimis încă vreo 100, cred. Nici nu le-am numărat. Se numește Pavel Crișan din Macea, de unde este și Cornel Dărvășan, colegul nostru și moderator al Vieții la Superlativ, emisiunea în direct de luni până joi, la ora 21. Deci domnul Pavel Crișan din Macea, județul Arad, de undeva din zona de unde locuiește Marinela, a trimis următoarea întrebare. Fratele și mama Rebecăi au insistat pe lângă Eliezer ca acesta să mai rămână, aceasta, adică Rebeca, să mai rămână acasă o vreme și apoi să plece
la soțul ei, viitorul ei soț, la Isaac. Ce perioadă au sugerat ei că ar fi bine să mai petreacă acasă Rebecca? A, măcar o săptămână, B, măcar 10 zile, C, măcar o lună. Marinel, măcar o săptămână. Măcar o săptămână să mai stea fata cu noi și o să vi-o trimitem. Rahela? Am ales varianta B. A, ales varianta B. Dar nu e sigură că așa scrie. Iulian? Am ales B-ul. Ai ales B-ul. E sugestiv răspunsul tău. Marinela? Măcar o săptămână. Trebuia să scriu. Măcar o săptămână trebuia să scrii. Dar ai scris 10 zile. Măcar. Și tu, Iulian? Tot 10 zile. Tot 10 zile. Vreunul dintre voi, cei care ați ales varianta aceasta, Rahela, Iulian, Marinela și Ienă, sunteți siguri că este vorba de 10 zile sau ați ales varianta ca fiind de mijloc? Da. Cred eu, măcar o săptămână. Deci Rahela spune că... Și mie îmi vine în ureche, parcă măcar 10 zile, dacă am scris așa. Iulian crede că măcar o săptămână, dar a scris 10 zile, Marinela crede că măcar o săptămână, dar a scris 10 zile și Ienă este singurul care spune... Scrie 10 zile. Da. Da. Marinel, cât scrie? E posibil să aibă dreptate. Da. E posibil să aibă dreptate. Măcar vreo 10 zile s-ar putea să aibă dreptate. Eu sunt sigur că ei au dreptate. Pentru că așa scrie. Așa scrie. Măcar vreo 10 zile. Rahela, Iulian, Marinela și Ienă au răspuns corect. Să mai rămână fata vreo 10 zile. 10 zile, da. Mulțumim frumos, domnule Pavel Crișan din Macea, pentru întrebarea dumneavoastră. Mai puțin domnul Marinel, cred că are așa un input, un impuls să vă mulțumească, dar e problema dânsului. A 20-a întrebare este cea care închide, practic, a doua parte a emisiunii din această seară și vine de la Iulian Șendroiu din Provița de Sus, județul Prahova, Rahela. De la tine. Doar în care dintre evanghelii se relatează despre tâlharul care a exclamat: mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi? A. Doar în Matei? B. Doar în Luca? C. Doar în Evanghelia după Ioan? Evanghelia după Luca. Evanghelia după Luca. Da. Rahela? Luca. Ai ales la fel? Iulian? Luca. Luca. Marinela? Așa mi-amintesc. Luca. Am ascultat și un CD-ul, parcă așa. Ene? Luca. Luca. Luca să fie, dacă așa ați ales, așa este. Unul dintre cei doi tâlhari ca... știu, reacție la ceea ce se întâmpla acolo, a spus aceste cuvinte. Celălalt l-a dojenit. L-a dojenit. Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar ce însemna acest îndemn, mântuiește-te pe tine însuți? Să coboare de pe cruce. Salvează-te. Și să coboare și pe ei. Să se salveze de acolo, nu? Nu, Marinela? Ideea diavolului. Tu ce părere ai? Ce însemna? Era o mare provocare, o ispită. O mare ispită. Din partea celui... Să renunțe la planul de mântuire, Domnul Hristos, să se dea jos de pe cruce. Știți ce mă gândeam? Că dacă s-ar fi mântuit pe sine, nu ar mai fi putut mântui pe noi. Sigur. Așa este. Pentru cruce veniți. Pentru noi este drept, da. Stimați spectatori, sunt sigur că dumneavoastră ați acumulat multe răspunsuri corecte, dar nu mai multe de 20, la cele 20 de întrebări pe care le-am citit în această seară. După o scurtă pauză, știți că ultima parte este cea mai interesantă și cea mai palpitantă, pentru că răspunsurile la ultimele 10 întrebări practic decid
care dintre concurenții noștri merg mai departe. Ne-ar bucura să meargă toți și ei s-ar bucura să fie toți calificați, dar vom vedea. Nu știm câți dintre dumneavoastră s-ar fi calificat, lucrul acesta nu-l vom vedea. Vom vedea însă câteva minute de pauză. Am revenit, stimați spectatori, am revenit din pauză și noi și probabil și dumneavoastră repede-repejor cu hârtiile și pixurile pentru că urmează cea mai importantă parte din concurs. Pentru aceia dintre dumneavoastră însă care n-au venit de vreme acasă în această seară, să nu se mai repete, pentru că va trebui mâine să vedeți toată emisiunea începând cu ora 14. Apropo, am văzut că mulți vă uitați a doua zi la această emisiune, adică duminica la ora 14. Permiteți-mi, vă rog, să vă prezint din nou pe cei 5 concurenți care s-au calificat pentru etapa de astăzi. Marinel din Teleorman, Rahela din Prahova, numesc județele, Iulian din Ilfov, Marinela de la Arad și Enă de la Cluj. Trebuie să vă spunem că acești concurenți fac parte din galeria celor mai buni concurenți, care, iată, etapă după etapă, au rămas din ce în ce mai puțini și speră fiecare dintre ei să realizeze în această etapă minimum de 22 de răspunsuri corecte. Făceam o referire în partea anterioară a concursului nostru despre aceia dintre dumneavoastră care ne trimit întrebări din ce în ce mai complicate, la care trebuie să răspundă distinșii noștri concurenți, că aceste pupitre vă primesc și pe dumneavoastră să le stați alături. Puteți telefona la 0741 137 090, puteți să ne scrieți pe adresa Strada Erou Iancu Nicolae 3838A, Voluntar, județul Ilfov, sau să vă înscrieți direct pe cercetascripturile@speranțatv.ro sau contact@speranțatv.ro. Vă așteptăm să vă înscrieți și apoi, conform cu datele pe care ni le oferiți și în mod deosebit numărul de telefon la care puteți fi apelat, să putem să vă contactăm pentru a fi programați la una din etapele de concurs pentru ediția 2012-2013. Să nu uitați când veniți, să veniți cu două numere de telefon, pentru că elementul de noutate, unul dintre ele, la ediția următoare a concursului nostru, este acela că dacă aveți neșansa, lipsa de inspirație sau de cunoștințe și acumulați doar 21 de răspunsuri exacte, noi trebuie să apelăm pe una dintre cele două persoane ale căror numere de telefon dumneavoastră ni le transmiteți la intrarea în emisiune. Dacă răspunsul la întrebarea pe care o adresăm unuia dintre cei doi prieteni pe care îi aveți va fi unul satisfăcător, corect, punctul vă va fi acordat dumneavoastră și iată astfel, prin har, nu prin vedere și nici prin știință, veți putea să mergeți în etapa superioară a concursului. Bineînțeles că tot ceea ce v-am spus până acum a fost de natură să vă creeze puțină așteptare și aș putea să o mai lungesc ca Apostolul Pavel până vă ia somnul, dar avem niște întrebări de parcurs și niște răspunsuri de dat, doamnelor și domnilor. Următoarele 5 întrebări vin din cartea profetului nepreacitit. Care ar fi acela? Ezechiel. Știți al profet care nu prea e citit? Cefania, de exemplu. Cefania, care are foarte multe capitole și greu de parcurs. Puține capitole. Da? Trei. Câte o fi? Trei. Da. Așa o fi dacă spui tu. A 21-a întrebare vine din cartea profetului Ezechiel. În vedenie, Ezechiel a văzut 4 făpturi vii cu o înfățișare omenească. Fiecare avea câte 4 fețe și câte 4 aripi. Ce aveau sub aripi aceste făpturi? A. 4 picioare, B. 4 mâini, C. Nu aveau nimic.
Marinel, aceste patru făpturi vii ce aveau nimic. Sub aripi. Ezechiel, capitolul 1, este de la începutul cărții, ca să nu... Nu aveau nimic. Nu aveau nimic sub aripi. Rahela, tu crezi că aveau patru mâini? Ești sigură? Nu. Nu, mă gândeam eu. Iulian? Nu aveau nimic. Nu aveau nimic sub aripi. Marinela? Nimic. Nu rețin. Nimic, nimic. Ena? Tot nimic. Tot nimic. Să vorbim cu Rahela. Rahela, dacă n-ai fi dat acest răspuns, ce variantă ai fi ales? Probabil nimic. Nimic. Pentru că Marinel, Iulian, Marinela și Ena au răspuns, spune tu acum. Corect. Greșit. Rahela, ai răspuns corect. Aveau patru mâini sub cele patru aripi. Câte o mână sub fiecare aripă. E singura care a răspuns corect la această întrebare. Văd că nu vă îmbulziți. Felicitări! A, da? Nu, deci am fost la liceală. Da. Să mergem mai departe, că este profetul care o să vă dea dureri de cap. Cam văd. În Ezechiel, capitolul 5, îi se poruncește profetului să facă ceva. Ce trebuia să-și radă? A. Doar barba. B. Doar capul. Ce? Capul și barba. Să-și ia de capul și barba. Să-și ia de capul și barba, crezi tu, Marinel. Rahela? Sigur știu de barbă, dar de cap. Cu capul mai greu. Dar cum ai dat un răspuns, capul și barba. Iulian? Capul și barba. Capul și barba. Marinela, ce să-și adă? Parcă așa le țin. Doar barba. Doar barba. Și el crede la fel. Da. Da. Capul. Acum, înainte de a decide, că s-ar putea niciunul dintre voi să nu fi răspuns corect, să fie doar capul. Acum, dacă mi-ar fi zis mie domnul să fac lucrul ăsta, la mine ar fi fost treabă simplă. Da. Ce trebuia să facă cu părul, profet? Să-l împartă în trei. Aha. Deci... Fiecare avea câte ceva simbolic. Dar care păr? De la cap, de la barbă sau și de la cap și de la barbă? Doar capul. Doar capul, spui tu. Dar tu ai dat răspunsul doar barba. Și e nu același răspuns a dat. Ei au spus că și capul, și barba. Cine are dreptate? Nici care. Nici unii, nu? Asta este pentru că Marinel, Rahela și Iulian au răspuns corect. Capul și barba. Iar părul trebuia să-l împartă în trei, după cum spuneai, Marinel. Mergem mai departe cu profetul Ezechiel, braț la braț. Încă trei întrebări. Părul rezultat în urma raderii urma să fie împărțit în trei părți, Marinel, reprezentând împărțirea poporului în țări în trei și consecințele neascultării pe care urmau să le suporte. Care erau cele trei pedepse? A. Lepră, ciumă și foamete asociată cu risipire. B. Ciumă, sabie și foamete. C. Ciumă asociată cu foamete, sabie și risipire. Marian, ceul. Marinel, ce... Ceul. Deci era ciuma, foamea, sabia și risipire. Și tu, Rahela, ai ales aceeași variantă. Sigur nu era lepra, dar sigur era risipirea. Sigur era și risipirea. Deci nu rămâne le-am decât a treia. Să fie. Iulian. Ciuma și foamea, sabia și risipire. Da. Marinela? Tot așa. Tot așa. M-am hotărât. Varianta B. Ciuma, sabia și foamete. Da. Da. Acum,
era următoarea logică. De prima să nu scape, de a doua să nu scape și scăpau doar cei cu... Din poala hainei. Cu risipire. Risipirea. Ciuma și foamete, sabia și risipirea. Exact varianta pe care Marinel, Rachela, Iulian și Marinela au ales-o. Complicat cu Ezechiel, după care vine Daniel. Cu amănuntele astea. A 24-a întrebare din Ezechiel. În capitolul 8 a acestei cărți este descrisă situația în care profetul este dus în vedenie la Ierusalim, unde îi se arată idolatria care se practică acolo de către 70 de bătrâni ai casei lui Israel, de niște femei chiar la intrarea porții casei Domnului și de 25 de oameni care se închinau soarelui spre răsărit. Cui se închinau femeile văzute acolo și pe cine plângeau? A. Pe Baal, B. Pe Tamuz, C. Pe Moloch. Pe Tamuz, Marinel. Pe Tamuz, da. Și tu, Rahela, crezi că tot pe Tamuz plângeau femeile acelea? Da. Și Iulian la fel. Da. Și Marinela. Și Ene. Este varianta corectă a răspunsului la o întrebare lungă, un răspuns scurt. Să vedem și viceversa când o fi un răspuns lung la o întrebare scurtă. A 25-a întrebare și scăpăm de Ezechiel, care v-a dat fibrilații. În Ezechiel 14, cu versetele 4 și 7, ni se învățișează o situație. Orice om din casa lui Israel sau dintre străinii care locuiesc pentru o vreme în Israel, care s-a depărtat de mine, care își poartă idolii în inima lui și nu își ia privirile de la ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească unui proroc ca să mă întrebe prin el... Continuă acolo citatul. Răspunde Domnul unui asemenea om care își poartă idolii în inimă și rămâne în idolatria lui? A. Da. B. Categoric nu. C. De la caz la caz. Răspunde Domnul unui asemenea om care merge la proroc să întrebe? Care își poartă idolii în inimă, nu. Nu, niciodată. Rahela, răspunde? Așa mi-aduc aminte că zice că totuși îi voi răspunde. Bun. Iulian, îi răspunde Domnul? Răspunde. Răspunde. Marinela, răspunde Domnul unui om care își poartă idolii în inimă și care rămâne în idolatria lui când se duce la proroc să-l întrebe? Dacă lui Saul nu i-a mai răspuns, posibil nu. Raționament logic, nu. Ene, răspunde Domnul unui asemenea om? Eu, Domnul, îi voi răspunde. Chiar așa spune textul. Eu, Domnul, îi voi răspunde. Asta înseamnă că Rahela, Iulian și Ene au răspuns. Corect. Corect, Marinel și Marinela. Eu, Domnul, îi voi răspunde. Dar am terminat cu Ezechiel. E de bine. Pentru că acum vin întrebările acelea ușoare de la sfârșitul concursului venite de la telespectatori. Nu sunt ușoare? Întrebările de la... Da, da, răspunsurile sunt mai grele. Păi da, aveți variante. Lucrul acesta este de un real ajutor, că măcar... Nu le-ați nimerit pe toate, da? Denisa Călugăru ne trimite a 26-a întrebare din concurs. Conform cu Faptele Apostolilor 1, cu versetul 13, după înălțare, când ucenicii s-au adunat în camera de sus, era și Toma?
A, da, B, nu, C, nu se menționează numele, deci nu știm dacă era sau nu era. Marinel? Era. Era. Era și tău, am văzut. Da, tu ești sigur că era? Da, era. Era. Da. Bă, Rahela era? Da. Da. Iulian? Am ales și eu. Nu se menționă. Nu este menționat numele lui și nu știm dacă era sau nu era. Marinela era, Toma? Erau toți. Erau toți, nu? Da, îi se menționează numele că era? Bine, când da. Dacă erau toți, da. E, nu, tu ce spui, era Toma? Cred că da, că n-a mai rămas necredincios. N-a mai rămas necredincios. Da. A citit voi că scrie în faptele 1 cu 13 că scrie numele lui? Era și Toma în mijlocul lor. În mijloc, nu într-o margine. Era și Toma. Da, e opinia voastră, pentru că Marinel, Rahela, Marinela și Ena au răspuns. Cum a răspuns Iulian? Nu știu. Eu nu mi-am amintesc. Corect. Au răspuns. Corect. Denisa Călugăru te-a încurcat cu întrebarea asta. Nu știu dacă e cazul să-i mulțumești, da? Avem o întrebare de la două frățioare, ca să zic așa, cum spunea un copil când era mic. Două surioare, Ana și Adina Fifiță, din Zibnicea, au 11, respectiv 13 ani. Să vedeți ce întrebare pun copilele acestea. Cele patru făpturi vii, pline cu ochi de jur împrejur și pe din lăuntru, din Apocalipsa 4 cu 6, aveau tot câte patru aripi ca și cele din Ezechiel, capitolul 1? A, da, tot patru aveau. B, nu, aveau 6 aripi. C, nu, aveau 2 aripi. Marinel, cele patru făpturi vii din Apocalipsa 4, 6. Cât mi-aduc aminte, 6 aripi aveau. 6 aveau. Da. Rahela, tu ce zici? Nu știu dacă cele patru făpturi vii sau ungeri aveau 6, cu 2 și acopereau fața, cu 2 picioare. Picioare, deci nu... Da, Iulian, tu ce zici? Eu așa mi-amintesc. Și tu, Marinela, tot așa ți-amintești? Da. Da. Și Ena? Tot așa. Tot așa. Dar ar fi fost aceleași patru făpturi din Ezechiel cu cele din Apocalipsa. Mai degrabă au fost aceleași cu cele din Isaia, capitolul 6. Mm-hmm. Probabil că fetițele n-au știut și că sunt și acolo. Sau au vrut să ne încuie. Sau, da? Pentru că răspunsul vostru este corect. Aici au câte 6 ani. Mulțumim, Ana și Adina, fifiiță din Zimnicea. E un concurent, ca și voi, foarte bun, bucureștean, care mi-a dat o listă cu întrebări, Cornel Spiridon, din București. Poate că într-una din etape chiar ați fost colegi de platou. Ne-a dat o întrebare, scurtă și la subiect. Câți fii a avut Absalom? A, 3, B, mai mulți, C, niciunul. Marinel? A avut 3 fii și o fică. 3 fii Tamar, și o fică. Tamar. Da. Absalom. Da. Rahela. Sigur. Sigur. Iulian. 3. 3. Marinela. 3. 3. Ena. 3. 3. Unde scrie? În 2 Samuel,
că nu știu, în care 15, capitol. Răscoala lui. Da, da, da. Dar acolo scrie că nu a avut și a ridicat un stâlp. De când era în viață. Spune, da, mai târziu, scrie, în altă parte, spune că a avut trei fii. Și că a avut o fiică. Și deci a avut, spune mai târziu, că a avut trei fii și o fiică. Deci, da, și acolo este menționat și numele fiicei. Da. Numele fiicei, Tamar. Cornel Spiridon ne indică acel verset. Deci este acel verset, dar omorât. Și când spune că și-a ridicat un stâlp, că mor fără fii. Aici nu este specificat în întrebare. Deci totuși spune că a avut trei fii, deci este sigur. Dacă specifică. Sigur de trei fii și o fiică. Într-un alt capitol scrie că a avut sigur trei fii. Da. Da. Deci este într-adevăr într-un loc spune de, că nu a avut copii și de asta și-a dedicat un stil de aducere aminte, dar în altă parte spune că a avut trei fii și o fiică. Deci asta nu e greșit. Ce ne facem? Că potrivit cu textul din 1 Samuel? Da, nu scrie în dacă era specificat, da. În 2 Samuel, dacă era 16 sau 17, dacă unde era are specific. Loc bătălia și așa mai departe. Nu, dar înainte de bătălie, acolo scrie. Uh-huh. Cine știe când își ridicase stâlpul? Până a murit, a făcut copiii. Da, e posibil. E o problemă inedită, stimați telespectatori, pe care, iată, nu mai știm cum să o rezolvăm. Deci, sigur a avut trecut. Deci, asta o spun sigur. Să clarificăm din Biblie. Scădem baremul pentru prima dată, pentru că fiind o întrebare discutabilă, la care voi ați dat un răspuns corect, după opinia voastră, însă, iată, sunt două versete în Biblie care spun două lucruri diferite, atunci, cred că pentru prima dată, cu toate că nu îmi place lucrul acesta, și cel care va avea 21 de puncte se va califica. De ce? Pentru că este o întrebare discutabilă. Dacă menționam, așa cum domnul Spiridon ne-a scris textul din 2 Samuel, lucrurile erau în regulă. Atunci, sper că telespectatorii noștri nu se vor supăra de această schimbare a regulei în timpul jocului, cu care nici eu nu sunt de acord, dar trebuie să facem lucrul acesta din fair play și din dorința de a fi corect. Dar putem deschide și Biblia așa cum, nicio problemă. Sigur că da. Bine, mergem mai departe. Domnul Spiridon, ne-ați încurcat de tot. Dar veți veni în platou și vă vom încurca și noi pe dumneavoastră. A 29-a întrebare vine de la poetul Benoni Catana, de la Roman. În Proverbe 24:26, o anumită acțiune este asemănată cu un sărut pe buze. Ce anume? A. O veste bună. B. Un răspuns bun. C. O binefacere. Marinel? Un sărut, un răspuns bun. Un sărut e ca un răspuns bun, da, zici tu. Da. Și un răspuns bun e ca un sărut. Cum? Dacă o să se dovedească deci a fi bun al tău, o să fie da. Ești căsătorit? Nu sunt căsătorit. Nu ești căsătorit. Deci nu poți. Cu sărutul nu poți. Rahela? Da, răspuns bun. Un răspuns bun e ca un sărut pe buze. Și tu, Rian, crezi la fel. Și Marinela crede la fel, numai Ienă crede că veste o veste bună este ca un sărut pe buze. Dar nu aici, nu aici. A, nu aici. Un răspuns bun. Ei cred altfel decât tine, Ena. O fi bine cum cred ei? Da, pot avea dreptate. Pot avea dreptate. Dar pot să nu aibă dreptate și să ai tu. Sunt două alternative. E chiar cei trei. Puteți să nu aveți niciunul. Da. Dreptate. Dar de data aceasta, Marinela, Hela, Iulian și Marinela au răspuns corect. Așa e. Corect. Corect. Felicitările mele. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze, de care, iată, unii nu au parte, pentru că dacă nu sunt căsătoriți, n-au voie să se sărute pe buze. A 30-a întrebare vine de la Ioan Gheorghe Grozav din Aciuța, județul Arad. Aciuța. Este localitatea aceasta, Aciuța? N-am fost acolo. Da. Nici eu n-am auzit de ea, dar dacă ne-a scris domnul Ioan Gheorghe Grozav, trebuie să fie.
Conform cu Levitic 19:34, care era porunca privitoare la modul în care trebuia privit un străin care venea să locuiască cu evrei? A. Ca un frate. B. Ca un rob. C. Ca un băștinaș. Marinel? Ca și un băștinaș, ca și unul de-al lor, pentru că și ei au fost străini în țara Egiptului și să se poarte cu el. Ca... Rahela? Eu. Iulian? Un băștinaș. Și tu, Marinela? Da. Ena? La fel. Da. Iată că s-a terminat concursul. Am să rog colega din regie să treacă câte un răspuns corect la fiecare dintre voi, conform cu răspunsul de la întrebarea domnului Cornel Spiridon. Asta înseamnă că cei care vor avea 22 de puncte se vor califica. Nu 21, cum am spus. Adică ați avut un răspuns exact la întrebarea câți fii a avut Absalom. Ca să nu facem modificări pe traseu. La momentul acesta aș vrea să aflăm, voi vreți? Să aflăm? Aveți emoții? Știe vreunul dintre voi că sunteți pe cracă? Cu răspunsurile? Da. Da, Marinela? Păi după ultima dată când ai făcut 29, acum... Nu exclus. Marinel, tu ce ești? Te-ai calificat? Da. Da, sigur, nu? Sigur. Rahela? Nu știu. Nu știi. Iulian? Nu știu. Nici tu, Marinela, nu știi. Eno, te-ai calificat? Rămâne de văzut. Nu mai vorbe înțelepte, spui tu. Iată că Marinel e sigur că s-a calificat. Să auzim regia. Marinel are 24 de puncte. Rahela are 26 de puncte. Iulian are 25 de puncte. Marinela are 23 de puncte. Ieno are 21 de puncte. Surprize. Surprize, Ienu, adică ai scăpat de navetă la Speranța. Da. Da, știți că editura Viață și Sănătate are grijă ca ori de câte ori veniți să vă ofere o carte. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu știți ce e cu editura aceasta, puteți să accesați www.viatasisanatate.ro să aflați toată oferta de carte de acolo și să și cumpărați online, dacă doriți. Pentru astăzi, cartea pe care vă oferă este Ai grijă de inima ta, de doctorul Emil Rădulescu. Din partea acestei edituri, vă ofer cu mare drag. Ena, ne bucurăm că ai venit. Ne pare rău că s-a întrerupt șirul victoriilor tale. Odată și odată, să zic altfel, orice început are un sfârșit. Ah, bun. Marinela, ne bucurăm. Iată că te-ai pus pe drumuri iar. Iar vei veni. Asta este drumul înapoi acasă. Iulian, chiar dacă lucrezi la editura Viață și Sănătate, îți oferim această carte pe este care cred că o cunoști. O bună ziua. Da. Rahela, felicitările noastre. Mulțumesc. Tu stai mai aproape, ești din județul Prahova. Și Marinel, felicitările noastre. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze, dar nu pentru tine, Marinel, ci pentru cei care sunt căsătoriți. Stimați spectatori, vă mulțumim pentru că ne-ați primit și în această seară în casele dumneavoastră, pentru că vă simțim aproape și pentru că știm că cei care urmăriți această emisiune citiți Sfânta Scriptură. Lucrul acesta ne bucură pentru că și noi facem la fel. Citim ori de câte ori apucăm Sfânta Scriptură. Când avem un timp liber, poate că nu ne uităm repede la televizor sau facem alte îndelediciri și punem mâna pe carte și mai studiem. Pentru că ce am observat și în discuțiile din pauză cu concurenții noștri este faptul că niciunul, dar absolut niciunul dintre noi, nu poate să spună nu mai citesc Biblia pentru că o cunosc atât de bine încât aș putea răspunde de fiecare dată la cele 30 de întrebări care se pun în cadrul acestei emisiuni.
Sunt Liviu Dumitrașcu și vă doresc vizionare plăcută în continuare. La revedere!